Un an de la declanșarea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Fără nicio justificare și cu încălcarea tuturor normelor de drept internațional, Rusia a hotărât lansarea unei invazii militare menite să subjuge Ucraina și pe cetățenii ei. Am fost martorii unor evenimente de un tragism și o brutalitate nemai întâlnite pe continentul nostru de la al doilea război mondial. Milioane de ucrainieni pașnici au fost nevoiți să fugă din calea războiului. Milioane de cetățeni ucraineni au fost strămutați în zonele din Ucraina în care au fost mai puțin afectate de conflict. Mai multe milioane de cetățeni ucraineni au căutat refugiu în străinătate, mulți dintre aceștia, peste 3,5 milioane, trecând prin România, iar un număr de aproximativ 108.000 au decis să rămână cel puțin pentru moment în țara noastră. Pe toți i-am întâmpinat cu brațele deschise. Știm că pierderile suferite și mai ales absențele celor care au pierit din cauza agresiunii militare rusești nu vor putea fi compensate niciodată. Încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor lor, încercând să-i încurajăm, să-i facem să se simtă ca acasă și că nu sunt singuri și că românile sunt alături. România a fost încă din prima zi a agresiunii militare ruse alături de poporul ucrainean și de autoritățile de la Kiev. Vom continua să sprijinim Ucraina cu toată determinarea, perseverența și posibilitățile noastre. Această formă de solidaritate cu Ucraina a fost, este și va rămâne multidimensională și cuprinzătoare. Mii de tone de ajutoare umanitare, inclusiv medicamente, și sute de generatoare oferite de instituțiile statului român, autoritățile locale și inimoasa societate civilă din România au fost trimise spre Ucraina pentru a încerca să alinăm cel puțin parțial suferințele provocate de agresorul rus. Doamnelor și domnilor, dezvoltarea infrastructurii de transport între țările noastre reprezintă un important instrument al cooperării bilaterale, fără de care sprijinul umanitar, energetic, alimentar ar fi greu de imaginat. Suntem direct implicați în crearea coridoarelor de solidaritate pe teritoriul României, fiind tranzitați deja de peste 13 milioane de tone de cereale și oleaginoase ucrainene în drumul spre piețele internaționale. Am contribuit astfel la generarea de venituri importante pentru economia ucraineană și la evitarea declanșării unei crize alimentare globale. Autoritățile române, în parteneriat cu companiile românești, acționează hotărât pentru a facilita exportul de bunuri ucrainene. Amintesc aici prelungirea căii ferate cu ecartament larg din zona portului Galați, reabilitarea căii ferate cu ecartament larg dintre Valea Vișeului și Câmpul Lung la Tisa, creșterea capacității de procesare la punctele de trecere a frontierei, deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, precum sunt cele de la Vicov de Sus, a fost inaugurat în 10 noiembrie anul trecut în prezența celor doi prim-ministri, Valea Vișeului, care a fost inaugurat la 17 ianuarie, și cel de la Racovăț, pe care îl inaugurăm astăzi. Toate acestea reprezintă contribuții concrete ale României pentru reconstrucția Ucrainei, în special pentru reconstrucția economiei ucrainene. Evenimentul de astăzi are o valoare de simbol. În primul rând pentru că, în ciuda faptului că Ucraina este supusă unei agresiuni militare nedrepte, a fost în măsură să construiască un punct de trecere a frontierei modern într-un timp foarte scurt, ceea ce presupune un efort extraordinar și spune multe despre capacitatea partenerilor noștri de a răspunde la provocările la care sunt supuși. Are o valoare de simbol și pentru că acest proiect reprezintă un angajament al Forței Române de a continua investițiile pe teritoriul României, care să permită creșterea progresivă a dimensiunii autovehiculor care vor intra în România prin acest punct. Întâi la 7,5 tone, ulterior la 20 de tone. Are o valoare de simbol și pentru că acesta este un punct de legătură care aduce mai aproape țările noastre și în special îi apropie pe cetățenii noștri. Acest loc care ne leagă dă viață concretă angajamentului nostru de a avea o cooperare bilaterală mai strânsă și de a ne croi un viitor comun
în Uniunea Europeană și în comunitatea euroatlantică, în libertate și democrație. Felicitări tuturor celor implicați în construcția, amenajarea și operaționalizarea acestui punct. Mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem cât mai curând posibil la inaugurarea unor alte noi puncte de trecere a frontierei. Vă mulțumesc!